Accidentul s-a produs în localitatea prahoveană Tătărani. Unul dintre șoferii a schimbat direcția de mers, dar nu s-a asigurat și astfel a intrat în coliziune cu un alt autoturism. Din impact, una dintre mașini a fost proiectată în stâlpul de pe marginea drumului și a avariat puternic și conducta de gaze. Da, mâncați, e și murat. Da, frâle, unde? Să vină și echipa de la distrugat. La fața locului s-au deplasat echipaje de ambulanță, descarcerare și o echipă de intervenție de la societatea care furnizează gaze pentru că existau scurgeri. O persoană a suferit răni și a fost transportată la spital. Traficul a fost dirijat de polițiști care efectuează cercetări pentru a stabili cum s-a produs accidentul.